Salut! Astăzi am un invitat special pe canalul meu de YouTube și anume pe Andy Popescu, cel despre care știți cu toții că a fost amendat de către jandarmerie. Dacă cumva nu știți despre ce este vorba, o să vă las în descriere link către vlogul pe care l-a făcut Andy Popescu despre această situație. Vă recomand întâi să vedeți acel vlog, după care să reveniți aici. Eu am încercat să fiu obiectiv, să nu trag concluzii cu privire la o eventuală vinovăție în această situație. Am încercat să adresez cât mai multe întrebări pentru a putea să faceți voi o părere și să nu vă servesc eu părerea mea. Fiecare sunteți oameni maturi, oameni majori, rugămintea mea este să-l vizionați până la final, pentru că a fost o discuție foarte interesantă și să puteți să trageți o concluzie corectă. Salut, Andy, mă bucur să te cunosc și îți mulțumesc că ai acceptat să fii pe canalul meu de YouTube să discutăm despre un subiect de actualitate și de interes. Mare plăcere. Care se uită la noi știe despre ce o să vorbim, știe situația ta cu jandarmeria. Eu vreau încă de la început să-ți spun atât ție cât și celor care ne urmăresc că sunt obiectiv, nu vreau să iau partea cuiva, pur și simplu vreau să discutăm despre niște aspecte care consider că nu s-au discutat în spațiu public cu privire la această situație a ta și aș vrea ca după acest vlog să putem să găsim și o soluție. Dacă sigur. Avem, pentru că eu fiind și polițist și fiind și vlogger în ultima perioadă, aș vrea să fie oarecum găsit o soluție de echilibru, pentru că am auzit ambele variante, știu cum și în mediul online ce se discută în general despre poliție și despre jandarmerie, cât și între polițiști, între jandarmi, ce se discută despre anumite persoane care încalcă legea sau care sunt sancționate. Așa că eu aș vrea să găsim cea mai bună variantă pentru toată lumea. Eu nu cred că varianta o găsim noi. Eu cred că noi doar ne dăm cu părerea. Justiția este cea care decide. Noi putem să spunem aici vrute și nevrute, că noi degeaba spunem. Justiția noi vorbim acum. Noi vorbim acum ce credem noi. Nu depinde dar de noi. Dar nu trebuie să găsim noi soluția. Soluția o dă doar judecătorul. Noi doar nu găsim soluția, că ai zis că să găsim cu soluția. Noi nu dăm soluția, noi ne dăm cu părerea, știi? Corect, dar nu vorbesc neapărat de cazul tău. Vorbesc așa, în general, să fie o soluție astfel încât situații neplăcute să nu se mai întâmple pentru niciuna dintre părți. Despre asta vorbesc eu, pentru a putea da, să fie ceva... Noi putem să emitem păreri despre comportament. Atâta putem să emitem, nu soluții. Soluțiile sunt să nu mai se comporte lumea cum se comportă. Adică în momentul în care jandarmeria dă comunicat oficial, în care jandarmeria spune noi am dat simple recomandări și după aia eu am pe femeia aia șoavă care zice să-i dau drumul acasă, n-ai ce să faci. Adică oricum ai dau, din orice punct de vedere, oricât de imparțial ai fi, ăsta este un abuz din orice punct de vedere. Bun, ca să pornim de la cuvântul abuz. Ce înțelegi tu prin abuz în cazul, în general, nu neapărat în cazul tău, ce înțelegi prin abuz al forțelor de ordine, poliție, jandarmerie? Eu înțeleg prin abuz depășirea atribuțiilor de serviciu. Asta înseamnă abuz în serviciu. Adică în momentul adică în care jandarmeria spune, în momentul în care jandarmeria dă un comunicat oficial și spune noi nu am făcut decât simple recomandări. Și eu am pe femeia aia, cum îmi zicea, să plec acasă și eu am zis de ce să plec acasă. Spune-mi tu cum numești chestia asta. Bun, acum eu vreau să discut... partea, fii avocatul ei. Nu iau partea, nu vreau să iau partea. Vreau să iei partea ca să văd ce poate să spună jandarmeria? Tu de ce crezi că jandarmeria n-a spus nimic? A tăcut mâlc. Că i-a încuiat faza asta. Dar stai, eu nu vreau să ducem discuția la purtătorul de cuvânt și la comunicat. Pe mine interesează strict. Eu sunt polițist în stradă, care lucrez în stradă și mă întâlnesc cu astfel de situații. Și eu am fost acuzat la rândul meu, dar nu vreau să discut despre cazurile mele. Vreau să văd dacă cumva poate undeva greșim noi sau undeva este o problemă. Să lămurim pentru că toți avem de învățat tot timpul și vreau. Profitând de amabilitatea ta, să lămurim acest aspect. Comunicatul este dat de purtătorii de cuvânt, nu sunt purtători de cuvânt, nu știu ce gândesc ei și nu știu ce au vrut ei să transmită prin treaba asta. Hai să ne limităm strict la momentul de atunci seara, momentul constatării. Cu privire la treaba aia, ce înțeleg? Ai spus că abuzul este atunci când jandarmii sau polițiștii încalcă legea. Bun. Da. Acum să revenim la ce ai spus tu mai... dar tu, de exemplu, abuz, înțelegi, dacă polițistul sau jandarmul aplică amenda maximă, adică amenda poate să fie de la 200 la 1000 de lei. Dacă a aplicat amenda maximă de 1000 de lei, consider ca fiind un abuz, nefiind... În niciun caz.
În niciun caz. Aia are dreptul să facă chestia asta. Deci nu este un abuz. Ea n-avea dreptul să mă trimite acasă. Ea n-avea dreptul să înceară buletinul. Ea n-avea dreptul să mă ia două aripă. Bun, hai să o luăm pe rând. Voi v-ați dus acolo, mi-ai spus, nu știu, ce faceți voi acolo? Te rog să-mi povestești puțin ce se întâmplă acolo în Piața Constituției când a spus că vă adunați voi acolo. Ce face orice cetățean? Stă de vorbă. Bun, dar stă de vorbă, dar întrebarea este cam câte, nu știu, treaba asta se întâmplă regulat sau a fost o ocazie specială? Fiecare atunci? Seară. În absolut fiecare seară. Eu am fiecare pe story, seară. Da, și eu am pe story și pot să fac dovada. Îți fac captură video acum, îți filmez telefonul. Da, da. Cum eu am scris că voi merge diseară la Piața Constituției, dar nu vă recomand să veniți pentru că este pandemie. Eu am scris chestia asta. Deci, încă o dată, am scris că nu vă recomand să veniți, că este pandemie. Corect, sunt de acord, dar acum știi cum e asta. Eu știu ce spui tu. E o chestie de genul, mă duc, nu vă recomand să veniți, rămâne la plăcerea voastră. Da sau nu? Tavi, corect. Este în condițiile legii, da sau nu? Este în condițiile legii. Bun. Bun. Mergem mai departe. Eu n-am înțeles. Voi spuneți că fiecare seară vă întâlniți acolo. De regulă, cam câte persoane, nu neapărat mașini, persoane se adună acolo. Păi cred că sunt sute de persoane în fiecare seară. Și acum, și în seara asta. Bun, s-a mai întâmplat vreodată să vă gonească jandarmeria de acolo? Da. Adică fiind și tu prezent, v-au gonit? Nu, n-am fost eu prezent, dar știu de la alții. Deci tu n-ai mai, cu tine n-am mai fost? Nu. Bun, și atunci... Eu știu să-mi apăr drepturile. Bun, foarte bine, de acord. Dar de ce tocmai în seara asta au venit iar jandarmii? Că asta n-am înțeles eu. De ce? Dacă voi vă adunați în fiecare seară... Păi ei vin uneori. În seara aia au fost mai mulți ca de obicei. Poate da, au venit. Mai mulți tineri. Exact. Bun, în adunare, nu știu, acolo în mulțimea care se adună, sute de oameni care ai spus tu, se întâmplă și lucruri ilegale din punctul tău de vedere? Asta nu mai... Eu chiar nu pot să dau cu părerea. Da, dar ce crezi tu așa? Crezi tu? Cu ce consider? Eu n-am văzut. Eu ce pot să spun este că nu am văzut lucruri ilegale. Nu am văzut. Ele poate se întâmplă. Consider acum... că prin mulțimea care se adună acolo se deranjează în vreun fel, nu știu, se creează alarmă care deranjează ordinea și liniștea publică, ceilalți participanți la trafic, cetățeni, ar putea fi indignați de prezența sutelor de tineri care se adună acolo. Auzi, Tavi, având în vedere că sunt oameni indignați că există homosexual pe lumea asta, nu mă mai mire nimic. Întrem la o nu despre homosexual. Adică nu pot să mă întreb pe mine dacă sunt oameni, sunt sigur că sunt oameni indignați doar că mă plimb cu Lamborghini-ul pe stradă. Sunt oameni indignați. Că de ce se plimbă la cu Lamborghini-ul pe stradă? Nu, dar vorbim de deranjarea ordinii și liniștii publice. Vorbim de faptul dacă se creează alarmă, nu prezența voastră ca persoană. Nu trebuie să fiți pe plac. Poate se creează alarmă. Și dacă se creează alarmă, ea trebuie să răspundă. Ăia care creează alarmă. Eu n-am creat nicio alarmă. Înțelegeți? Adică trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt, nu trebuie să generalizăm. Dacă există oameni care tulbură liniștea publică, ea trebuie să răspundă. Corect. Și polițiștii și jandarmii trebuie să vină să aplice legea. Asta trebuie să facă ei. Dar corect. Nu să vină la mine, care eu eram singur la mașină, să mă trimit acasă. Aia e abuz. Nu este abuz când îi ia pe tinerii violenți. Înțelegi? Păi nu. Vorbim de alarmă acum. Că eu m-am uitat pe articolul pentru care ai fost sancționat. Și articolul 2.20 și punctul 1 care spune adresarea de injurii, dar ajungem și acolo, care mă gândesc că se referă la treaba din Dubă. Am văzut că al doilea articol pentru care a fost sancționat este articolul 26 din legea 61, unde scrie provocarea de larmă, deranjarea ordinii liniștii publice între orele de liniște 22.06. Te-ai uitat? Ai verificat? Da, am verificat. Și am pe filmare că este o totală aberație. Ăsta e abuz în serviciu. Să-mi dai mie amendă că am făcut larmă când eu o am pe ea pe video când ea țipa mai tare ca mine. Și ea a început. Bun, deci haideți să o luăm așa. Bun, deci tu erai acolo să te iei la mașină și au venit la tine și ce ți-au spus? Să mă duc acasă. Și eu am întrebat, de ce să plec acasă? Am filmarea, Tavi. Deci nu e pe... Eu am spus, ei au spus. Nu contez. Nu contez. Eu nu te judec acum. Acasă. Nu administrăm. Eu discutăm, eu te cred pe cuvânt. Deci Nu administrăm probe. Suntem pe fond. Da, suntem pe fond. În cameră preliminară, da. Au zis să plec acasă. Bun. Să plec acasă.
Pe tine te-a deranjat doar cum, că ți-a spus să plece acasă sau ți-a adresat un drum? Pe tine te-a deranjat să vină unul să zică să pleci acasă? Zic, nu te-a deranjat? O dreptul tău. Păi nu, stai puțin, că eu vorbim acum de tine, eu îți răspund și de mine dacă vrei, putem face și un alt vlog, dar nu vreau să... Eram singur la mașină, Tavi, eram singur la mașină, se vede pe filmare că eram singur la mașină și mi-au zis să plec acasă. Și după aia, a doua zi, au vrut să se scoată și au zis că au fost simple recomandări. Ți-au vorbit urât, te-au jignit în vreun fel când au venit la tine și te-au spus să pleci acasă. Ce căutați voi aici? Ia dați-i drumul acasă. Ea făcea legea acolo, doamna Șoavă, care, apropo, nu știu dacă ai văzut că doamna Șoavă au luat ăștia la puricat și au găsit că nu și-a depus declarația de avere. O să vezi ce o să răspunde, doamna Șoavă. Cine a greșit să plătească? Păi eu nu vreau să vorbim despre Șoavă, nu o cunosc. Păi nu, dar au vorbit ziarele. Au făcut captură de ecran de pe site-ul jandarmeriei. Ea nu și-a depus de ani de zile declarația de avere și o să răspundă pentru chestia asta. Asta e, sunt de acord, cine greșește să plătească, nu vreau să iau apărarea, nu știu, nu am punct de vedere. Vreau să continuăm aici, de ce spun treaba asta? Pentru că și eu am fost sesizat la rândul meu de situații în care tineri, și nu 200-300, în care tineri 20-30-40, de regulă vara, se adună și spun cum se întâmplă la noi. N-aș vrea să generalizez acum, nu știu cum a fost la voi. Eu spun cum este la noi, în sensul că tinerii se adună. Tavi, nu poți să faci o paralelă. Ce e acolo, bă, când ai greșit, legea, jandarmul poate să te ardă când ai greșit. Dacă nu ai greșit să te ardă, asta e abuz. Chiar bun, ok. Deci din punctul tău de vedere, dacă tu consideri că acolo se crea o alarmă, ar fi trebuit să identifice doar pe acei care făceau gălăgie. Păi tu nu crezi la fel? Păi eu... Acum, dacă eu pot să spun ce cred, dar repet, nu vreau să fiu într-un fel... Ne dă cu părerea, că oricum nu suntem factori de decizie. Noi ne dă cu părerea. Nu, știi care e treaba? Eu n-am fost pus în situația asta. Am fost și eu tânăr, eu când a venit poliția, eu am plecat, dar nu vreau să spun despre asta. Aveam altă vârstă, aveam alte... Nu se pune problemă. Bun, a venit să spună... Spui că ea n-a fost îndreptățită să spună să pleci de acolo. Legea spune că după ora 22, toate activitățile care sunt provocatoare de larmă... 23, greșești, 23. Nu. Deci după 23 n-a voie să ieși acasă. Dar eu n-am făcut larmă. Ea nici măcar nu mi-a zis că am făcut larmă. A zis după 23 e cu pandemia. După 23 e cu pandemia, cu declarația de avere... Nu de avere, că mi-a rămas cu declarația de avere de la... Cu declarația de deplasare pe timp de noapte... Aia este pe timp de pandemie. Dar legea 61, cu intervar orar 22:06 este în vigoare din 91, în care spune că orice activitate... Din moment ce ea mi-a zis să plec acasă, ea nu mi-a zis, bă, faci gălăgie. Ea mi-a zis, bă, pleacă acasă. E o diferență mare. Bun, deci dacă ar fi vorbit frumos cu tine și ți-ar fi spus, vă rog frumos să mergeți acasă... Păi cum să ai plecat? Dacă e dreptul meu să stau acolo, dacă eu nu făceam gălăgie, cum să merg acasă? Putea să spună cât de frumos vrea, dar nu mă trimit acasă ca așa vrea ea. Că ea, așa vrea ea, era, e clar un abuz. Dom'le, n-aveam, am îndrumat, a doua zi jandarmeria a zis că au dat simple recomandări. Nu am zis eu, a zis jandarmeria. Bun, purtătorii de cuvânt nu sunt în stradă, repet, eu vorbesc din nivelul polițistului de stradă și acum în calitate de vlogger mă interesează întrebări, răspunsurile astea. Cum ar fi trebuit jandarmii să procedeze, că spuneam că vrem să găsim și o soluție și o să găsim soluția la fiecare etapă în parte. În situația în care se adună sute de persoane care ar putea să prezinte un pericol, repet, ai spus că nu știu ce se întâmplă acolo, suntem de acord amândoi că la sute de persoane, eu plec de la ideea că marea majoritate sunt de bună credință, pot fi și câțiva de rea credință care încalcă legea. Să se ducă la ei și acolo să aplice legea, la aia care fac gălăgie. Eu n-am făcut gălăgie. Bun, și dacă este un apel 112, și nu doar apelul 112, pentru că jandarmeria se poate seiza și din oficiu dacă patrulând pe acolo observă și ia la cunoștință că se tulbură sau se creează alarmă și tulbură liniștea publică, cum ar fi trebuit să procedeze? Dacă este un apel 112, sună cineva, domnule, sunt aici sute de tineri care se adună și fac gălăgie, eu nu pot să dorm. Am copil mic, mâine mă duc la 5, mă trezesc, mă duc la 6, la ora 6 trebuie să fiu la lucru. Vă rog să veniți să faceți liniște. Cum ar trebui să procedeze jandarmeria? Păi, se duce acolo și vede dacă se mai întâmplă așa ceva. În primul rând, dacă se mai întâmplă. Că s-a produs, ei n-au nicio dovadă. Au doar una. Poate era o babă nebună care îi se părea ei că fac gălăgie. Bun, dar nu poate, jandarmeria nu poate să spună la 112, că sună cineva la 112 și să spună, bă, e un nebun, nu mergem. Îi lăsăm pe ăștia, că e la care... Nu, dar nici nu poate să se ducă acolo și să spună, domne, am auzit noi că s-a întâmplat ceva. Nu,
El trebuie să aibă fapte concrete. Faci ceva, adică face cineva gălăgie sau nu. Dacă nu face nimeni gălăgie, ei se duc și așteaptă să facă gălăgie. Nu poate să meargă și să zică, bă, am avut un apel la 112 că avem, ați făcut gălăgie. Ia dați-i drumul acasă. Așa ceva e o tâmpenie. Un apel la 112 sau neapărat, repet, nu doar apelul 112, că e posibil să nu fi fost apelul 112, nu știu că n-am fost acolo, dar ei se pot seziza și prin faptul că patrulând acolo, văzând tineri și persoane care probabil ascultau muzică, mă gândesc că nu s-au dus acolo să asculte la căști muzică sau probabil s-au dus să discute, au povestit, nu știu ce au făcut, ei oricum se pot seziza și din oficiu. Da. Nu dar este un motiv... Trebuie să se întâmple fapta. Da, da, dacă ei au auzit cu urechile lor și au văzut cu ochii lor că sunt sute de persoane. Așa da, așa da. Uite, acum ajungem undeva. Dacă ei au văzut cu urechile și cu ochii lor, dacă au văzut fapta, atunci se duc și aplică sancțiunea. Perfect, sunt total de acord. Și din punctul de vedere, tot ce s-a întâmplat acolo nu se încadra la prevederi legale privind tulburarea ordinii și liniște publice după ora 22? Dovada că nu se încadra, Tavi, dovada că nu se încadra, este că femeia mi-a zis să plec acasă. Femeia nu mi-a zis, bă, faci gălăgie. Mi-a zis, bă, du-te acasă. Că așa vrea mușchii ei. Ai înțeles? Am înțeles. Bun, dar tu oricum ai spus că dacă și dacă ți-ar fi spus, vă rog frumos să mergi de acasă, ai spus că nu te duci, că nu... Bineînțeles, pentru că nu am făcut gălăgie. De-aia, pentru că nu am făcut gălăgie. Bun, și atunci cum pot organele statului să împiedice eventuale, de regulă în astfel de adunări, ca să spun așa adunări, da? Grupuri de persoane, există riscul, adunându-se în fiecare seară, adunându-se sute de persoane, unele dintre ele care nu se cunosc și de diferite, nu știu dacă știi că au fost și ceva omor la un moment dat la București și tot ce am auzit la presă. Există riscul că la un moment dat lucrurile se escaladeze. Nu este oare datoria organelor, vorbim de jandarmerie în cazul de față și organelor statului în general, să prevină astfel de evenimente neplăcute, pentru că la un moment dat s-ar putea să degenereze, exact cum am spus. Deci dacă nu este datoria lor să prevină. Să prevină astfel de... Cum să prevină? Ei trebuie să, în momentul când s-a întâmplat ceva, să aplice sancțiunea. Dar în momentul când s-a întâmplat, nu poți să zici, băi, eu cred că o să faci, ia să te amendezi. Că asta e o tâmpenie, dai seama. Dar nu, legea spune particolul punctul 26 pe care a fost sancționat și inclusiv la atribuțiunile jandarmeriei pe care le pui și tu în logul tău, unde spune că poate să legitimeze persoane și dacă există indicii sau suspiciuni că pregătește sau că... Temeinice. Da. Faptul că sunt 200 de persoane, crezi că este un indiciu temeinic? Eram singur, Tavi. Se vede pe video că eram singur lângă mașină. Dar nu vorbim doar de tine. Vorbim de legitimare, știi? Vorbim de legitimarea în general a persoanelor care sunt acolo, știi? Da. Este un motiv temeinic. Deci fii atent. Eu eram singur la mașină. Unde este temeinicitatea să-mi ia buletinul? Ăsta a fost al doilea abuz. Unde este temeinicitatea când eram singur la mașină? Vorbim de grup, știi? Vorbim de grup. Adică ei când Eu nu eram în grup, eu am pe filmare că eram singur la mașină. La mașină, dar următoarele persoane erau la 5 metri, 10 metri de tine, erau mașini acolo, să văd mașini. Păi da, la 5-10 metri. Dar și nu se consideră ca fiind un grup? Erau în condițiile legii. Nimeni n-a zis așa ceva. Ei n-au zis, domne, erau prea mulți acolo, nu respectau. Nu. Nici măcar n-au zis așa ceva. Ei probabil n-au avut cel mai bun mod de adresare. Acum nu contest treaba asta, dar eu te-am pus întrebarea că dacă probabil ei, adică dacă și-ar fi schimbat atitudinea, nu știu, jandarmii care se uită la noi, cum ar trebui să procedeze pe viitor? Astfel încât să nu se mai ajungă aici. Ar trebui să zic așa. Sunt jandarm Cutărescu, deci sunt jandarm Cutare, constat că nu ați îndeplinit, nu ați respectat legea, o să vă aplic o sancțiune. Exact așa ar trebui să facă. Sunt jandarmul Cutare, constat că nu ați respectat legea, o să vă aplic o sancțiune. Exact așa ar trebui să facă. Bun. Dă-i drumul acasă și alte mizerii de astea care au făcut aia Marilena Șoavă, care mai era și maior sau ceva, știi? Nu, n-am fost atent. Deci atunci, practic, ar trebui să așteptăm doar să se întâmple fapta, să nu intervină înainte de a se produce o faptă ilegală. Cum am putea să facem altfel? Să zic, prevenție. Bă, eu cred că poți să încași legea. Păi, ia să te amendezi eu pe tine. Vorbim și de prevenție, știi? Vorbim de prevenție în sens... Cum poți să dai amendă cuiva care n-a făcut încă fapta? Bă, eu cred că o să faci o faptă. Eu cred că să mergi cu viteză. Eu să-ți dau amendă acum că cred că o să mergi cu viteză. Nu, vorbeam de faptul că a venit și v-a spus să plecați acasă. Despre asta vorbesc, nu de amendă.
Păi mi-a spus ilegal. Cum să-mi spună că pleacă acasă când jandarmeria a doua zi a zis că, bă, noi am făcut simple recomandări. Nu există așa ceva. Adică, băi, chiar vreau să văd ce zice avocatul ei. Sincer, chiar vreau să văd ce zice. Că nu cred că poate să scoată la capăt. Hai să mergem mai departe pe firul narrativ. A venit, ți-a spus să mergi de acolo, tu ai spus că nu vrei să mergi pentru că ai considerat că nu are niciun motiv legal. De ce să plec acasă? Am întrebat de ce să plec acasă? E pe filmare. De ce să plec acasă? Și ea nu știa ce să mai spună, că am luat-o prin surprindere, cum am putut să o întreb eu de ce să plece acasă. Și ea mi-a zis că nu este un spațiu destinat. Adică a băgat o minciună, dar asta nu știa ce să mai zică. Și a zis că nu este un spațiu destinat. Se aude pe filmare vocea ei, cum zice. Am auzit, da, că am fost. Ce s-a întâmplat mai departe? Mai departe a zis că vrea să-i dau buletinul. Să-i dau buletinul. Exact așa a zis. Și am dat buletinul. Am luat buletinul în mână, se vede buletinul. Da, am văzut. Da? Da? E dat buletinul și după aia de ce s-a degenerat situația? Că aici... Stai un pic. Ea n-avea dreptul să înceară buletinul. Pentru că nu avea niciun indiciu temeinic că fac o contravenție. Niciun indiciu temeinic. Mai ales că jandarmeria a zis că au făcut simple recomandări și eu eram singur la mașină. Se vede pe filmare că eram singur la mașină. Deci nu, singur la mașină, dar grupul este constituit, ai spus mai înainte, de sute de persoane. Ei nu erau lângă mine. Ce treabă am eu cu sute de persoane? Că acolo și acum, dacă mergem, sunt sute de persoane. Ce treabă eu știu, am eu știu. Persoane? Bun, am înțeles, dar ei, am înțeles că au legitimat 29 de persoane, nu doar pe tine. Probabil pe cei care au considerat, ei, probabil, nu știu când sau pe firul, repet, poate înainte sau poate a fost apelul 1-2 sau nu știu să spun, au considerat că anumite persoane în jurul lor creează anumite, la anumită larmă. Poate așa au considerat ei, nu știu. Crezi că în jurul tău s-a creat vreun fel de larmă și acest motiv a dus la legitimarea ta? Nu. Cu siguranță nu. Să spun și de ce. Pentru că ei când au venit, eu eram singur la mașină. Nu era ca și când aveau ei vederi paranormale și au zis, bă, eu cred că tu ai fost într-un grup. Ia dă-i de drumul acasă. Nu, ei când au venit erau singuri la mașină. Sunt convins că ei nu știau cine sunt și m-au văzut la mașină și au zis: "Ia să-l trimitem noi pe ăsta acasă, mă, ce ele șmecher cu Lamborghini? Ia să-l trimitem noi acasă, că noi suntem jandari." Deci crezi că singurul motiv pentru care au venit la tine e că aveai Lamborghini? Nu, n-am spus chestia asta. Am spus că ei au venit acolo și au zis: "Ia să-l trimit eu pe ăsta acasă." Pentru că asta fac ei. Gândește-te, Tavi, că respectivele persoane au antecedente. Ei sunt cunoscuți pentru chestia asta. Nu o spun eu, o spun articole de 2 ani. Cum îți explici chestia asta? Nu contest. Eu nu-i cunosc pe ei, eu nu vreau să le iau apărarea lor. Repet, eu vorbesc strict de cazul. Spus, iarele, frate, sunt articole de 2 ani. Oamenii ăștia sunt scandalangii de meserie. Sunt o rușine pentru jandarmerie. Nu contest treaba asta, nu vreau să intru cu privire la ei. Eu vorbesc acum cu tine, eu, ca să spun treaba asta și pe vlog, deși am spus-o și mai înainte, eu am făcut o adresă și către jandarmerie să vină, să discut, am așa discutit și cu domnul jandarm, Dumitru, parcă se numește, așa, care ți-a aplicat amendă. De ce crezi că n-a venit? Nu știu, că acum am trimis-o de o zi, aștept să văd, aștept să primez răspuns. Eu aș vrea cu tot dragul să poată să aibă și el cuvântul și de-aia vreau să spun acum, cu tine, eu varianta ta. Niciodată nu o să vină. Nu știu, chiar sunt curios pentru că nu știu cum mă văd de problema de comunicare. Dar acum vorbim cu tine, vreau să vorbim strict despre tine, ca să nu ne abatem. Bun, ți-a cerut buletinul, tu ai spus că nu ai avut niciun temei, că nu ai creat larmă. Mai departe, tu ai dat buletinul. De ce te-a luat la mașină? De ce m-a luat la mașină? Păi... De ce crezi tu că te-a luat la mașină? Păi cred că m-a luat la mașină pentru că l-am răspuns. Nu știu, Mihnea, de ce crezi că m-a luat la mașină? Uite, sunt aici cu editorul meu, care era acolo. De ce m-a luat la mașină? Sincer, pentru că s-au simțit amenințați. Pentru că s-au simțit amenințați. În inferioritate. S-au simțit în inferioritate. Ce înseamnă? Ce înseamnă? Pentru că nu se așteptau să le răspunzi așa. Uite, ei nu se așteptau să le răspund. Adică ei s-au așteptat, dacă ei îmi zic du-te acasă, să mă duc acasă. Nu să încerc dreptul de cetățean. Și atunci m-a luat la mașină. Și așa, din 29 de persoane care au fost legitimate, că am zis că au fost 29 legitimate, doar pe tine te-au luat la mașină? Da, doar pe mine m-au luat la mașină. Și doar tu ai răspuns înapoi sau restul n-au răspuns? Sau? Restul s-au conformat. Știi cum face românul? Se conformează. Bă, mi-a zis jandarmul să plec acasă, plec acasă. Că dacă nu-mi dă amendă. Da, am înțeles. Eu știam drepturile de cetățean, asta e diferența. Că eu știu și îmi cunosc drepturile și știam că fac un abuz. Și atunci mi-a permis să răspund. Cu ce mă, de ce mă trimiți tu acasă? Potim? A, de ce ai întrebat tu? I-am zis, de ce mă trimiți tu acasă? Am înțeles, bun. Te-au dus la mașină. La mașină, ce s-a întâmplat?
la mașină, ce crezi că s-a întâmplat? Nu m-au lăsat să filmez. Dacă tu ești un om corect, nu vrei să te filmeze? Dacă ești un jandar corupt, motivă, eu atunci, dacă ești un jandar corupt, atunci vrei să nu se filmeze, ca să nu se vadă cum îi vorbești. A fost greșeala mea că n-am băgat eu telefonul pe înregistrare în buzunar. Acum am învățat. Acum o să fac chestia asta ca să am dovezi măcar audio. Ca să vadă oamenii ce fel de oameni sunt anumiți. Bun, dar ce, acolo te-au dus la mașină și ce ți-au spus acolo? Deci, care a fost motivul pentru care te-au dus la mașină? Ca să ce? Să dea amenda? Nu știu de ce m-au dus la mașină. M-au dus, i-a zis, ia stai tu mașina aici. Exact așa a zis, ia stai tu mașina aici. Mâinile pe tetieră. Ai stat singur în mașină? Ai stat singur în mașină? Nu, el era în față și a venit în spate ca să nu filmez. Pentru că m-am apucat să-l filmez pe el, ai înțeles? Că știam că o să comită un abuz. M-am apucat să-l filmez pe el și a zis, nu aveți voie să filmați. Ai înțeles? După care, el s-a apucat să filmeze. Și când s-a apucat el să filmeze, a început să mă întărâte. Să țipe la mine, să urle. Mamă, deci dacă zic, deci nu-ți vine să crezi. Bun, cât a stat în mașină? Altă dovadă că sunt niște infractori. Altă dovadă că sunt niște infractori. Ei niciodată nu o să-ți dea publicității toată registrarea. Niciodată. Pentru că atunci s-ar vedea că ei au comis cel puțin contravenții. Bun, deci, dar tu poți să ne povestești ce s-a întâmplat, că eu te cred pe cuvânt. A început să țipe la mine, să urle, că cine mă cred, că am eu Lamborghini, că să vezi ce fac ei, că ei vreau, îmi dau amendă, că pe ei nu interesează, că ei, eu n-am decât să contest amenda în justiție, că lor n-are nimeni ce să le facă. Niște nesimțiți, nici nu mai vreau să-mi aduc aminte. Bun, și cât ai stat în mașină? 15 minute. Și, ok, tu ai vrut să am văzut situația în care ți-a spus să nu mai filmezi, te-a dat din mașină și a făcut control corporal. Da. Păi, ce au căutat? Controlul corporal a fost pentru faptul că am înjurat-o. Ai înțeles? Pentru că ei m-au încins ca lumea și după aia au dat înjurătura mea. Știi? Și am zis, taci! Așa. Am auzit, știu, da. Bun. Consider că așa ar trebui să ne comportăm toți care suntem duși la poliție sau la jandarmerie când... Să nu. Eu am învățat ceva. Data viitoare o să fiu calm. Și o să vezi că dacă... Sper să nu mai fie data viitoare, dar în caz că se va întâmpla chestia asta data viitoare, o să fiu calm. Și o să pornesc înregistrarea în buzunar și o să răspundă ei. Pentru că asta a fost greșeala mea. Că m-am lăsat influențat și după ce m-au înjurat ei, i-am înjurat și eu. Bun, deci nu consider normal, acum punem așa, poate nu știu dacă neapărat să aplică la tine, consider normal ca, nu știu, amenda fiind jumătate din minim, e de la 200 la 1000 de lei, chiar dacă jandarmul sau polițistul aplică 1000, amenda e 100 de lei. Consider că oricine care are 100-200 de lei este îndreptățit să înjure polițiștii sau jandarmii? Cu siguranță nu. Dar în momentul când ea m-a adus în halul ăla, am zis, bă, dacă ea îmi vorbește așa, eu de ce nu pot să înjur dacă ea îmi vorbește așa? Înțelegi? Nu crezi că ar trebui ca fiecare să răspundă, exact cum a spus înainte, în justiție și să răspundă în... Adică nu crezi că era în avantajul tău și era mult mai în regulă dacă, nu știu, dacă au făcut abuz sau nu au făcut, nu știu, nu vreau să mă pronunț, da? Da. Ei nemai având înregistrarea aia cu tine în care tu i-ai înjurat și ai spus tu de presă, că a pus presa titlul, nu crezi că ar fi fost o situație mult mai corectă pentru tine, astfel încât, uite, ei au făcut abuz, dar eu n-am spus nimic și vreau să se facă dreptate. Crezi că era mai eficient? Cum adică dacă era mai eficient? Vorbim era acum mai de mesajul transmis. Vorbim de mesajul transmis, că am spus că găsim soluții. Mulți tineri care se uită la tine și am citit și comentarii, au spus, domnule, e ok să-i înjuri. Eu dacă eram acolo, îi băteam. Nu e ok. Adică nu este normal că... Mie îmi pare rău că i-am înjurat. Chiar îmi pare rău că nu m-am putut controla. Data viitoare, dacă se va mai întâmpla, cu siguranță o să mă controlez. Și dacă tu ai spus că îți pare rău, înseamnă că ar trebui să fie practic o circunstanță atenuantă și să spunem că oarecum să trecem peste, pentru că regret și... Nu, eu am plătit amenda, Tavi. Eu am plătit amenda. Și dacă ea plătește și suportă consecințe, poliți, jandarmii, nu vorbesc de o persoană anume, dar jandarmii, tu ai greșit, plătești, ei dacă au greșit să plătească, corect? Corect.
Exact. Bun. Asta e ideea. Acum, întrebarea mea este în felul următor. Eu am văzut că cere destituirea lor din jandarmerie. Crezi că este... chestia asta. N-am zis chestia asta niciodată. Nu știu de unde ai scos tu asta, că niciodată n-am zis chestia asta. Să fie, înseamnă că am înțeles greșit, o să verific dacă... N-am zis niciodată așa ceva. Deci, dar bun, dar tu ce ceri atunci de la ei? Ce pretenții ai? Păi, eu aș vrea să... Unu, să... Am vorbit cu cei doi avocați ai mei, da? Exact, da? Aici am avut întrevederea și am zis că, putem să facem două chestii. Unu, să le facem plângere penală pentru abuz în serviciu. Bun. Pentru că chiar au comis un abuz în serviciu. Corect. Dar o să se pronunțe justiția. Și doi, despăgubiri pentru imaginea mea, care a avut de suferit. Cu siguranță a avut de suferit. Pentru că, așa cum ai văzut, ziarele au preluat altfel. Au preluat, jandarmii i-au cerut buletinul și ăsta i-a înjurat. Adică au prezentat câteva titluri, da. Naturat. Bun, și consider că, cum ai spus tu ai greșit, ai plătit 350 de lei. Consider că raportat la pericolul social pe care, nu la pericolul social, la fapta pe care au produs-o ei, nu mă pronunț eu cât este de gravă fapta lor. Da. Consider că, care crezi că ar fi o măsură corectă împotriva lor, raportat la fapta lor? Că tu ai fost și ești implicat. Mie nu-mi place să-mi dau cu părerea despre chestia asta. N-am pregătire de... Asta doar un judecător poate să facă. Deci eu nici măcar nu vreau. Eu aș fi mulțumit, cum să zic eu, și dacă mi-ar da despăgubiri de un leu. Pentru că dacă mi-ar da despăgubiri de un leu, aș face, cum să zic eu, aș dovedi oamenilor, bă, uite, Andy Popescu a avut dreptate și jandarmii au greșit. Pe mine nu mă interesează să le fac rău, că eu nu sunt un om răzbunător. Deci nu este treaba mea, eu o să fac ce zic avocații, ai înțeles? Merg pe mâna avocaților. Din punctul meu de vedere, dacă ei ar ieși public și ar zice, bă, am greșit față de Adi Popescu, asta ar fi pentru mine cea mai mare mulțumire. Eu nu vreau să le fac rău, sincer, nu sunt un om răzbunător. Bun, deci am înțeles. Deci vrei ca fiecare să-și asume ceea ce a făcut. Exact. Exact, bun. Ce recomand tu tinerilor care te urmăresc? Și eu știu că mulți îmi vor spune acum că eu am tras într-o parte, nu, am încercat să fiu cât mai obiectiv. Bine, nu. Amândoi, dacă tu îmi vorbeai în vorbă și nu încercai să ai o altă părere, era totul, da, ai dreptate. Foarte bine că ai fost așa. Nu, eu privesc din punct de vedere a polițistului, de ce îți spun treaba asta? Pentru că eu consider că trebuie să fie între cetățenii de bună credință și între polițiști să fie o coeziune pentru respectarea legii și pentru buna funcționare a societății. Toți vrem asta, Tavi, toți vrem asta. Ai spus mai înainte că, domnule, mi-a vorbit urât și m-am enervat. Ar fi o scuză bună și pentru jandarm să spună, domnule, m-am agitat, m-am pierdut, mi-a vorbit urât și m-am pierdut și i-am... Fiecare om este răspunzător. Eu am răspuns cu amendă de 350 de lei, ei o să răspundă așa cum o să zică judecătorul. Pentru că toți suntem egali în fața legii. Corect, sunt perfect de acord. Pentru ce le transmis tu celor care ne urmăresc și în special celor care ascultă de tine, repet, eu spun treaba asta pentru că eu am văzut-o și tot timpul am încurajat și încurajez respectarea legii și polițiștii și jandarmii care fac abuz și eu, dacă fac abuz sau abuz în sensul că am călcat legea, să răspund conform legii ca orice alt cetățean, indiferent cine este. Ce le recomanzi? Pentru că foarte mulți erau, s-a creat așa o isterie și foarte mulți, am văzut că tu n-ai generalizat, domnule, nu toți jandarmii sunt la fel, dar oamenii nu înțeleg treaba asta. Toată lumea înțelege, jandarmeria, poliția, desfințați, dați afară și spun chestia asta se răsfrânge asupra tuturor polițiștilor, pentru că cetățeanul, când merge cineva la 112, nu știe dacă polițistul care vine sau jandarmul care vine este un jandarm corect, cinstit sau este unul care va face abuz. Dar el pleacă de la ideea preconcepută din mediul online unde oamenii s-apucă și știi cum este, și la un moment dat polițiștii și jandarmii vor începe să aibă reticență în a-și face meseria din această generalizare. Ce le transmiști tu urmăritorilor tăi? E bine să facem așa când vine poliția? Nu e bine? Cum să facă în situația în care, dacă sunt puși în situația ta? Eu le recomand din toată inima să învețe din greșelile altora. Este un principiu foarte bun în viață să înveți din greșelile altora. Ei trebuie să învețe din greșeala mea să nu înjure, să rămână calmi. Este foarte important să facă lucrul acesta. O spun sincer și din inimă.
Bun, îți mulțumesc pentru aceste cuvinte. Sper ca oamenii să înțeleagă că poliția și jandarmeria și toată pompierii, toată lumea, au rol în societate. În general, zic eu că își fac oarecum treaba, în marea majoritate. Și eu îți spun în față și le-am recunoscut tot timpul și pe canalul meu, tot timpul și înainte. Avem oameni care ne fac de rușine, avem și noi problemele noastre, dar eu asta vreau ca să înțeleagă oamenii că o revoltă din asta general, exact, împotriva legii, împotriva legii, de nesupunere și de nerespectare a legii, nu este bună pentru noi toți, pentru că atunci vor fi oameni care vor face, cum a spus acolo, da, vor fi din cei 200 câte ați fost la Piața Constituției, vor fi 5 care se droghează și pleacă drogați cu mașina, pe care tu nu știi, nu-i vezi că sunt 200, nu ți-ai spus că nu te uiți la ei. Și atunci polițiștii vor avea reticență, spune, domnule, păi nu mă duc, că dacă o să vină unul care să mă reclame și o să spună că... Și atunci eu să zic, hai mă că i-am speriat, oricum n-au curaj să ne mai oprească, putem să mergem drogați, liniștiți sau beți sau fără permis, pentru că, uite, polițiștii n-au dreptul să ne ceară buletin. Păi n-am zis că polițiștii n-au dreptul să ne ceară buletin, am zis că jandarmii. E o diferență mare. Jandarmii, textul de lege e asemănător. Am zis polițiști gândindu-mă la mine, dar vorbim de cazul tot de jandarmi. Asta trebuie să înțeleagă lumea și eu mă bucur că ai transmis mesajul ăsta, ca să respectăm legea și oamenii să, dacă atunci când consider că s-au încălcat drepturile, bineînțeles, să își urmărească dreptatea. Dacă vrei să mai transmiți tu ceva la final, dacă crezi că am omis să vorbim ceva. Nu, deci cred că este foarte important să înțelegem toți că polițiștii sunt prietenii noștri pentru că ei aplică legea. Nimeni nu și-ar dori un stat în care să nu existe poliție, pentru că ar fi anarhie, ar fi Mad Max. Deci este foarte important să nu ne tribalizăm, să nu avem impresia că forțele de ordine sunt inamicii noștri. Nu, sunt prietenii noștri, dar cei care știu să se exprime, nu cei care abuzează. Și cei care abuzează, ei vor răspunde și ei în condițiile legii. Și exact asta se va întâmpla și cu acești jandarmi. Corect. Sunt perfect de acord să se facă cercetări și să se stabilească cine a greșit și să ia măsuri legale. Cam asta am vrut să te întreb. Nu știu, mai era ceva, dar cred că mi-a scăpat. Eu îți mulțumesc încă o dată, sper că oamenii să fi înțeles și, ce să zic, ajung pe la București peste vreo săptămână, două, îți dau un telefon dacă ai timp să bem o cafea. Sigur, cu mare plăcere. Spor la treabă și păstrăm legătura. Bine, salut, vă salut, salut, drag. Pa, pa.